Cum e să lucrezi cu ei? Adică cu niște jucători la nivelul ăsta? Cu niște sportivi? E ușor sau e greu? Adică... În primul rând e un privilegiu. Al doilea rând, m-am pregătit foarte bine pentru lucrurile astea și au fost... La mine nu e o experiență din care să nu învăț ceva. Adică apreciez lucrurile care mi se întâmplă și în același timp știu foarte bine faptul că sunt pregătit să fac lucrurile astea și sunt foarte... Mă adaptez la situațiile care se... Dar cum este chinui un astfel de jucător? Să mai fi și plătit. Să-l vezi că nădușește acolo și moare și... El înțelege, adică mental el pricepe că tu îl vei ajuta? A fost foarte ușor cu, de exemplu, cu băieții. A fost foarte ușor, pentru că ei știu că au nevoie de lucrurile acestea. Și la nivel internațional nu se poate. Dacă nu ai un preparator fizic specializat, nu se poate. Adică n-ai ce să cauți acolo. Da. Și în ideea asta... Lucrurile au fost destul de ușoare. Adică intrarea mea a fost ușoară. Iartă-mă, și separat sau doar la echipa... Am lucrat la echipa națională, la campionatul mondial și calificări atunci pentru Olimpiadă și am lucrat și la CSM București. Corect. 2 ani alături de Iași. Am ieșit campion național. Da? Și cum e să lucrezi cu... Adică ea e întins acolo pe jos și tu o chinui. Trebuie să o pui la treabă. E o mare campioană și la fel înțelege rolul pregătirii fizice în activitatea pe care o desfășoară. Nu ți-e milă? N-ai milă? Adică dacă, nu, vorbesc serios, dacă trebuie să facă în interval 30 de alea și vezi că nu mai poate după 20, tu o chinui până... Bine, nu... E un lucru la care putem, sunt anumite aspecte la care putem să ne adaptăm. Adică sunt lucruri pe care le înțeleg. Și există o anumită marjă de eroare pe care, pe care pot să o iau în calcul în momentul în care... Pentru că uneori e vorba, ceea ce pregătesc eu e foarte multă matematică. Adică pregătesc uneori programele în funcție de partea de matematică. E o chestie spartană sau e ceva cu zâmbetul pe buze? La nivelul ăsta vorbesc. E ceva între. Adică nu poate să fie doar cu zâmbetul pe buze. Depinde de perioada anului în care suntem. Adică dacă suntem la început de pregătire, e clar că trebuie să fie un pic mai greu. Dar în momentul de față, nu mai facem cantonamentele aia, Forban sau cum știe toată lumea, mai cobor după nu luna. Se mai face în felul acesta. Și sportivii trebuie să vină cu un minim de pregătire în momentul în care încep pregătirea cu mine. Pentru că dacă vin și eu iau de la zero și vreau să-i duc de la zero, să-i duc la nivelul, să zicem, pe o scară de la 0 la 10, eu vreau să fac antrenamente de 8-9. Și nu e pregătit? Nu e pregătit, o să-i accidentez. O să-i accidentez. Duc, da. Adică și pregătirea asta trebuie să fie gradată. Dacă nu o facem într-un mod foarte bine calculat, risc să-i accidentez. Dar mari sportivi vin cu bagajul ăsta, nu? Păi primesc program prin care trebuie să se pregătească. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le facă individual și sunt anumite lucruri nu pe care... Nu faci cu ei fizic, adică față în față de fiecare dată. Dacă e vorba de echipă... Le dai și teme pentru acasă? Da, bineînțeles. Serios? În momentul în care sunt în vacanță, au teme de vacanță. Fiecare trebuie să meargă în deci, fiecare copii, zi. Nu vă mai plângeți ăștia mici că au teme de vacanță, că și la mari sportivi. Nu, sportul de performanță e clar. Că nu pleacă unul în vacanță fără să aibă un plan de pregătire pe care trebuie să-l facă înainte să se prezinte la reunirea echipei. Deci nu există. Să nu vină cu kilograme. Nu, kilograme și... Pe Cristina aștept totuși cu recuperarea după accidentări sau doar pregătire fizică? Doar cu pregătirea fizică. Doar cu pregătirea fizică. Atât s-a rezumat. Bun. Și ai trecut și la Simona Halep. Am lucrat și cu Simona după Olimpiada de la Rio. Am avut o colaborare. Am mers la turneul campionilor. Aici e greu de lucrat? Nu știu de ce, dar toată lumea mă întreabă. A rezolvat doi antrenori mai săptămâna trecută. Glumim, desigur, dar... E o mare campioană și ce am învățat din lucrul cu marii campioni e că de foarte multe ori poate că ei știu mai bine lucrurile. Poate că ei le simt mai bine. Decât tine sau decât... Și decât mine și decât oricare. E dar clar au că, nevoie de... E clar că marii campioni sunt ieșiți cumva din tiparele astea pe care le citim noi în cărți și tot ce găsim prin și cărțile. Și tu simți asta? Tu simți mi-am dat asta? Seama adică puțin, da? Mi-am dat seama puțin mai târziu, că a trebuit să-mi fac o evaluare să înțeleg anumite lucruri. Unele lucruri le-am înțeles prin prisma tot ce se întâmplă, tot ce s-a întâmplat după perioada respectivă și prin prisma tot ce s-a întâmplat și înainte, referitoare la schimbările de antrenori și așa mai departe, dar fiind vorba de o mare campioană, unele lucruri pot fi făcute mai bine, unele lucruri trebuie să le lași cumva și de la sine. Adică ei uneori știu mai bine decât ceea ce scrie în cărți. Sau mari campioni cam cumva scriu cărțile.
Dar ea ce să-i spună... A acceptat fără nicio... Deci nu înțelege că ești un profesionist care... Da. Deci nu, m-a primit foarte bine, am lucrat foarte bine în perioada în care am fost împreună, nu a existat nicio problemă. Mari sportivi vin la tine și îți spun că au nevoie să lucreze ceva anume sau ceva, sau doar vin la tine, bună ziua, salut, dragă, sau ai noroc? Vin și îmi spun, exemplu, cu Simona, am obiectivul... să ne spui, dacă se poate, da. Ce lucrai cu ea sau tot, nu știu, băi, îmi trebuie musculatură la picioare, nu știu, la mâini, la... Lucrurile sunt în felul următor. Sportivul vine, Dragoș, aș vrea să colaborăm. Corect. Obiectivele mele sunt în felul următor: să câștig turneul ăla, să fiu cea mai bună. Corect. Să fiu lipsită de accidentări și așa mai departe. Mai departe, lucrurile merg către head coach, care la momentul acela head coach era Darren Cahill. Bun. Și de acolo începe să se construiască planul de pregătire. Pentru că Darren o să vine la mine și îmi spune: vreau mai multă viteză, vreau mai multă forță, vreau mai multă... Hai să lucrăm pe zona asta. Tu ce zici? Hai să facem anumite teste și vedem ce zic testele respective. Dacă testul meu se corelează cu ceea ce vezi tu în teren, atunci e clar că asta e direcția pe care trebuie să lucrăm. Și tu, în funcție de ce spune el sau de ce obiective sunt, cu asta te prezinți cu asta la, mă prezint la Simona sau la, la, exact, la sportivul respectiv. Exact. Care exact. Săracul nu are trebuie ce să... Trebuie să facă. Nu are de ales. Dar de niciodată planul total nu este făcut 100% doar de mine. Da, eu clar. Eu coordonez. Pot să coordonez și antrenorul principal prin ceea ce avem de făcut. Dar da, am avut ocazia să lucrez cu topul antrenorilor, ca să zic așa. Păi zilele astea lucrez cu Xavi Pascual. Adică... Xavi Pascual. Mai e vorba. Este vorba și de Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici, cu care la fel construim planul de pregătire. Mamă, și acolo cred că e mai mult de muncă, în sensul că e Până am înțeles sportul ăsta și ceea ce se întâmplă în spate acolo, a fost destul de greu. Și au mai fost, la fel, din fiecare sport în care am colaborat, și la volei, Bogdan Tănase, la fel, un antrenor foarte mult venit din Germania, care a lucrat cu Mărculescu. Și atunci ei venind de acolo vin și cu ceva în plus. Și cu ceva în plus, sau... fiecare, cu stilul lui. Stilul acum, la Dinamo, lucrăm stilul spaniol de a face pregătirea fizică. Adică și eu a trebuit să mă adaptez care stilului. Care e diferit? Este diferit față de ceea ce făceam până acum, stil francez. Te pune și nemțesc, muzică, Gypsy King sau ce? Nu, glumesc, dar ce? E diferit, da? Lucrurile sunt mult mai mult implementate către zona de handbal. Adică totul este mult mai bine legat, partea de pregătire fizică este mult mai bine legată de partea de antrenament specific handbalului. Lucruri care, în general, în Spania s-au întâlnit destul de mult. Ei mari sportivi duc, adică au fost momente, nu neapărat cu nume proprii, dar au fost momente în care că mai avem de tras un pic, să-i simți că sunt cu bateriile descărcate? S-a întâmplat, bineînțeles. Adică... partea de pregătire fizică, momentele în care trebuie să tragem tare și trebuie să ne încadrăm între anumiți parametri. Dacă nu suntem în parametrii aia, înseamnă că e o problemă. Și, în general, problemele pot fi parte de pregătire fizică. Poate nu au dormit azi noapte, poate da. Nu e în perioada cea mai bună, nu știu, s-a certat cu prietenul. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!